un mic prostuț, un mic xerox îngeresc, pentru că el nu face altceva decât să imită pe Dumnezeu văzând ceea ce face el, copie. Nu știu dacă ați văzut vreodată, când vorbim noi în industrie, în meserie, în toate, de furat patentul. De exemplu, vrei să afli cum se face cu tare lucru, trebuie să furi patentul sau să prinzi tehnica sau să deprinzi meseria. Ei, dacă azi ai o croitoreasă bună și ai una și mai bună, care vrea să fie și mai grozavă, ea cumpără de la cea perfectă o rochie, sub pretext că o interesează rochia, dar de fapt o desface și folosește tiparele. Și asta înseamnă furt de patent. Dracul face același lucru. Auzind că a creat Dumnezeu om în rai, a zis, mă, cine e ligioana asta mai superioară decât mine? Și s-o ocupă Dumnezeu ăsta de m-a pus într-așa o situație pe mine, eu în afara raiului și întunecat și în iad și aruncat din cer pe pământ pentru o minimă greșeală, și ăsta stă în rai la sfat cu Dumnezeu ca boierul, trebuie să cercetez. Și atunci a venit și a lucrat în contradicție cu Dumnezeu prin duplicat. Un original are ștampile, duplicatul are o încheiere de autentificare. Dracul și-a luat această putere de încheiere de autentificare și a venit și s-a dat drept Dumnezeu. N-a ascultat de Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu, sunt povești, e invidios pe tine, vrea să nu ajungi ca el. Vedeți? Simplu. Și asta am terminat discuția. Ne întoarcem la dracul nostru din pustie. Când intra Ava Pamvo în biserică și îl privea cu sobrietatea lui, de fapt era socotit unul din desăvârșiții aștri ai pustiei, folosea permanent această sintagmă. De câte ori am vorbit, niciodată nu m-am căit. Și voi veți întreba, ești ce cu asta? Avem oameni muți care nu vorbesc niciodată. Muțenia e o pedeapsă sau o boală sau o neputință sau o... cum să spun eu, o plagă, că nu și-o dorește nimeni să nu poată vorbi, dar bătrânul vorbea cu înțelepciune, vorbea cu desăvârșire, vorbea cu discernere. Și bătrânul spunea întotdeauna, de câte ori am vorbit, nu m-am căit, adică am chibzuit ceea ce am spus. Deși Sfântul Arsenie, un alt mare astru al pustiei, mai înalt decât el, avea altă formulă de calcularea cuvintelor. Taci, fugi, liniștește-te. Deci vedeți niște coduri de esență din care poți să faci. Încercați să vă gândiți la un singur lucru. Cuvântul tăcere. Și încercați să vedeți care sunt foloasele tăcerii. Nu superi pe nimeni, nu jicnești pe nimeni, nu lezezi pe nimeni, nu deranjezi pe nimeni, nu faci pe cineva invidios, nu faci pe cineva pismătăreț, nu-l faci orgolios sau răzbunător, că tu nu vorbești. Și ce spune psalmistul cu înțelepciunea Duhului Sfânt? Pus-am gurii mele pază înaintea dușmanilor mei. Făcut-o m-am ca un mut ce nu vorbea, ca un surd ce n-auzea. Ce spuneau adeseori egiptenii când era vorba de ucenicii care aveau frământări? Fiule, mergi la morminte și plânge pe morți. Roagă-i, laudă-i, batjocorește-i și de vor spune ceva, vino și îmi spune și mie. Păi, părinte, am făcut întocmai cum mi-ai spus și n-au spus nimic. Asemenea să fii și tu dacă te-ai făcut monah. Adică să nu reacționezi în ceea ce înseamnă detrimentul diavolului. De aici începe lepădarea de sine, formarea omului nou lăuntric care merge pe înțelepciunea, cunoașterea și priceperea lui Dumnezeu. Și spune că intrând satana în biserică, l-a găsit pe Ava Pamvo într-o profundă rugăciune. Și a zis, trebuie să-l fac pe ăsta să râdă sau să nu fie atent, să-l provoc în vreun fel, să-l irit. Apropo de câtă putere are diavolul și apropo de câtă putere are Sfântul, rugăciunea, Dumnezeu, Sfințenia, Harul Duhului Sfânt. Și cum stătea bătrânul în strană și se ruga,
a adus Satana de afară, din văzduh, 70 de draci, a adus un lanț greu puternic, a legat o pană de el și a adus 70 de draci să tragă pana prin biserică, din pridvor până la altar, din altar înapoi până în pridvor. Cei care nu vedeau duhurile nu știau despre ce e vorba, dar vedeau că Ava Panvo din când în când schințează câte un zâmbet discret. Satana, când a sesizat primul zâmbet mai profund, adică cu oarecare grimasă a feței, a spus: te-am făcut să râzi, prostule, te-am înșelat. S-o crezi tu, neputinciosule, îi răspunde Sfântul. Mă gândeam, cum să ispitești tu, drac prost, un suflet care e mai scump ca tot pământul și valorile care le avem noi în jurul nostru, dacă nu ești în stare să târi o pană după tine? Și acum eu mă întreb, dacă dracii nu sunt în stare să târie o pană, cum vor fi în stare să-ți mintească un suflet botezat, împărtășit, sfințit în puterea Sfântului Botez, îmbrăcat în harul Sfântului Duh prin mirungere, decât numai dacă nu are credință? Deci, lepădarea de sine este, de fapt, îmbrăcarea în haina credinței. Este primul semn că ai pătruns în taina mistică a rugăciunii, când începi să înțelegi că credința este vie în tine. Ca să vedeți că Sfinții Patericului nu sunt echivalentul numai a Sfinților de atunci, ci avem și astăzi, la fel, un alt Ava Arsenie, dar de data aceasta al nostru, cel de la Techergiol, bătrânul ucenic al părintelui Cleopa, mergând la el, mergând așa tot la el o femeie, i-a spus: părinte, vecina mea îmi face cu duh rău. Și care-i problema? Cum, părinte, dar mi-e frică. Frică? De ce? Ia spune-mi, zice, soră dragă, ești botezată? Da. Tu știi ce se întâmplă la Sfântul Botez? Păi te bagă preotul în apă, te împărtășește, lasă asta, zice. Tu cum înțelegi botezul? Păi suntem al lui Hristos. Și unde stă Hristos? Păi nu știu, părinte. Hai că-ți spun eu, soră. De la botez, Hristos stă în inima omului și permanent îl înnoiește prin cumenicarea din linguriță și prin rugăciuni. Așa, Hristos e în inima mea și acum? Da, soră dragă. Păi zice, și dacă Hristos e în inima ta și vecina e la 50 de metri cu casa de gospodăria ta și îți face vrăj, cine e mai aproape de mata? Satana sau Hristos? Hristos. Păi și atunci de cine te temi? Deci vedeți? Deci lepădarea de sine înseamnă înfrățirea prin cruce cu Hristos. Toți sunteți fii și Dumnezei ai celui prea înalt, dar nu după ființă, ci după har și după credință. De aceea noi, când ne adresăm lui Hristos, folosim acest termen: miluiește-ne pe noi, pe noi fiii tăi, pe noi copiii tăi, pe noi credincioșii tăi, pe noi creștinii tăi. V-am introdus în această idee, Patericul poate fi citit în întregime, este foarte frumos, ca să înțelegeți că lepădarea de sine ca și text nu e un act imposibil credincioșilor, că i-auzi pe unii: a, mă, părinte, mă lași cu texte de astea din Scriptură, eu te-aș lăsa oricând, dar constat că nu ai habar de nimic.